Să vă fac un mic portret al lui Corneliu Codreanu, de care am fost îndrăgostit de la 14 ani, ce să neg. Și când trecea pe lângă tine, parcă nu mai era un om, avea o putere de a te cunoaște. Din cei 70, ales 12 ani pentru tabăra la Carmen Silva. Să înființase un restaurant de jurnal acolo și noi 12 copii eram picolo la așa. Că chelnerul meu era avocatul Libezeanu din Craiova, un om extraordinar de bun, o să vă pun și o întâmplare care era o numită de serie. Și ne vedeam de întreburi. Lumea ca la mare, în dreapta și în stânga, două restaurante evreiești. Noi la mijloc, pietriși pe jos, frumos, era foarte frumos. Închipuiți-vă, la ora 12 noaptea, când se închidea restaurantul și pare că îl văd pe doctorul Volintenean, un renumit chirurg, cum fâșea la, să facă micii chiar ăstea, cleștele acelea. Și într-una din zile se ridică comandantul tot, unul din cei care a fost în Spania, unii știu, alții nu știu, să mă întreba la sfârșit ce a fost cu Spania, ce pentru ce nu știe, și zice, se ridică pe o masă cu scaun, ce domnilor, toată lumea drepți. S-a ridicat tot în picioare, păstrăm moment de recurgere pentru Moța și Marin, de la cărul moarte se împlinesc astăzi 6 luni de jurnare pentru lor înainte, în sfârșit, s-a terminat momentul, lumea s-a așezat aplaudând, și erau acolo la masă, la o anumită masă, doamna Moța, doamna Codreanu, vârfurile. Prințul Cantacuzino, care venise din Spania cu mâna legată de gât și eu l-am întrebat pe Libezeanu, dar zic, cine e băiatul ăla cu mâna legată? Și e prințul Cantacuzino care a venit răgit. Și eu am zis săracul de el. E, m-a spus că așa, așa și l-am, în sfârșit, a venit și m-am îngăiat cu toată treaba asta. Închipuiți-vă, eram în cam 300 de chelneri, noi copii, oameni care veneau dintr-o parte din țară și se puneau la dispoziția șefului ce avem de făcut. Erau multe treburi de făcut acolo, că se pusese începutul unei acțiuni comerciale. Și a venit odată un grup de la București cu un cântec. Capitanul era cam la vreo 10-15 metri, ieșise din corp. A ascultat, cântecul se chema Răzbunare. L-au cântat, era frumos, s-a apropiat capitanul și zice, măi, e frumos cântecul, la Răzbunare. Răzbunarea lui Dumnezeu. Și a plecat, era între ei și la Dojir și a făcut el altul, un text, cum nu mai era Dojir putea să-l facă, așa, și s-a continuat treaba. Un moment al doarecare de serie, eram pe rândul 4-5, noi copii, furculițe, ce se întâmplă la masă? S-a așezat la o masă, așa, o doamnă elegantă, așa, și eu m-am dus la dânsa și am zis, doamnă, ce trimite pe chelner, trimite pe chelner, îi fac ce-am lui Libezeanu, avocatul Libezeanu, care era chelnerul meu, și la masă cu tare doamna. Spui și se duce acolo la ea, ce doriți, doamnă? Halat, creionul la ureche, ochelari, tânăr, frumos, ce doriți? Îmi spui să-și ia nota, să scrie ce doriți. S-a uitat la el și domnule, dar eu am un prieten în București, avocatul Libezeanu. Să amen cu el. Eu sunt doamnă. Doamne, dar ce-ai păcătuit de a ajuns chelner? Și când m-a întrebat, unde e doamna? S-a dus când a auzit că ai ajuns chelner, a plecat din mine. Momente de astea de bucurie mi-a întâmplat. Imaginați-vă, 200-300 de oameni pe marginea mării la ora 12 noaptea, cântând cu noi este Dumnezeu. Era înălțătură, era o lună frumoasă, era o altă atmosferă. Și acum, tot o întâmplare din care veți vedea ce însemna, ce nivel se ridica, cum se cheamă, nivelul moral al studenții din 37. Dimineața aveam o camionetă, că Priora se chema, se duceau cine trebuia să ducă comandantul și cu alții, poate și noi unul, doi, și luam carne, cartofi și era nevoie pentru restaurant, că era lumea foarte, cum sunteți dumneavoastră aici, o ghesuială nemaipomenită. Și venisem cu materiale și în fața bucătăriei, au oprit și am început să care materialele astea, carne, cartofi, ce era de... Și două fete luaseră târna de cartofi
se îndreptau și în bucătărie și una s-a împiedicat și a venit din spate imediat un tânăr, student în anul 4 la drept, plăia mulțumită și acum și a dat o palmă peste fund. Căpitanul a văzut chestia asta. Și îmi face semn, Edule, ce? Trimite-le de Părăianul ăla. Că îmi zicea, Edule, că era cel mai mic dintre copiii de acolo și îi plăcea de mine. Trimite-le de Părăianul ăla. L-am trimis, te cheamă capitanul. Pentru ce? Am săltat din lume. Când ai în cort la el. Când ai ieșit din cort, ai ieșit roșu. Să-ți iei pedeapsa pentru gestul indecent pe care l-ai făcut. Era logodnica lui fata care le duse și capitanul a văzut gest indecent. Vă dați seama la ce nivel era trăirea morală a studenții din 37 și fac o mică încurcătură. Luați acum o fată de 12 ani cu bunicul gol, care nu face altceva decât invitație la sex. Să ne ferească Dumnezeu de ce va veni. Așa. S-a dus Părăianul, s-a sculat de dimineață, pleca înainte, ajungeam cu camioneta pe drum, ne la întoarce tot, ajungeam și aproape vreo o săptămână, 10 zile, nu s-a urcat niciodată în camionetă. Se pedepsise singur pentru gestul indecent pe care l-a făcut și capitanul l-a văzut.